Tot ce înseamnă sunet și suflet am încercat să reprezint prin lucrările mele. Aceste cuvinte îl definesc pe sculptorul ploieștean Eugen Petri. De fel din Sibiu, Petri lucrează acum la Ploiești și tocmai de aceea concitadinii săi se pot mândri cu faptul că Eugen Petri este primul artist român care a lucrat în atelierele Pietro Santa din Italia, unde a sculptat Michelangelo. Această onoare a fost oferită ca premiu în cadrul unei burse de 3 luni acordată de Brian Mercery Charitable Trust. Anul trecut, în 2008, fiind membru al Royal Society of Sculptors din Londra, am aplicat pentru un premiu, pentru o bursă, 3 luni rezidență în Pietra Santa, Italia. După o selecție destul de riguroasă, din 140 am fost chemați 6 la interviu la Londra. În urma interviului am fost selectat pentru această bursă, am obținut această bursă și ca o premieră am fost primul străin căruia i s-a acordat această bursă. Zeci de expoziții realizate de Eugen Petri demonstrează dragostea acestuia pentru jazz și pentru materialele care, șlefuite în feluri numai de sculptori știute, îi scot la iveală trăirile. Dragostea mea pentru jazz este din perioada copilăriei, când mergeam la un profesor de sculptură care a fost membru în Vocal Jazz Quartet în Sibiu și în timp ce modelam, ascultam jazz, chiar de multe ori el făcea o repetiție pe știmele care și le aducea cu el. De mâine, Petri va expune lucrări realizate din Piatra Santa la Londra, un motiv în plus pentru ca ploieștenii să se mândrească cu alegerea marelui sculptor de a se naturaliza la Ploiești.